Special pentru Afi ne-am venit. Ați auzit care sunt cele mai bune? Sunt cele mai bune, așa spune doamna. Sunt cele mai bune și cred. Ce spune doamna, eu cred. Și vă place de obicei să veniți în piață pentru a vă cumpăra tot ce aveți nevoie? Vin și în piață. Mă duc la mine în Dacia, acolo, de acolo vin eu, din Dacia. Așadar, ați venit din Dacia special până aici pentru aceste afine. Exact. Doamnă, ce au aceste afine special, așa? Sunt foarte sănătoase, sunt fructe de pădure. Majoritatea timișorenilor aleg piețele când vine vorba să își cumpere fructe și legume. Produse în pământ românesc, cu gust autentic și prețuri accesibile, sunt primele trei motive pentru care timișorenii aleg piețele în detrimentul supermarketurilor. Roșii, castraveți, ardeiuți, cartofi. Astăzi nu e așa o piață mare, de obicei marța și vinerea. Și veniți mereu în piață, spuneți, pentru a vă cumpăra legume și fructe proaspete. Da, da. Și negociați, doamnă, cu... Nu. Nu fac așa ceva, nu. Deci nu. Cât vi se cere, atât plătiți. Da, pentru că, na, și ei muncesc și, mă rog... Câte legume proaspete? Îmi place că găsesc piața curată. Da, oamenii sunt foarte cum să cade, plăcuți, li cald și lor, dar ce să facem, asta e vara. Și spuneți-mi, doamnă, când vedeți așa toate tarabele pline cu fructe și legume, ce vă atrage atenția? Cu ce ați plecat de aici? Cu piersici. Da, îmi cumpăr oricum piersici, pere și legumele. Sunt foarte bune, foarte frumos aranjate, totul. Capia, gogoșarii, iar totul este perfect. Producătorii locali spun că munca din spatele fructelor și legumelor frumos expuse pe tarabă este una asiduă, însă asta fac de zeci de ani de zile cu pasiune. Greu să culegeți atâtea afine? Sigur că e greu, că trebuie să mergi pe munți după ele. Vreau să vă întreb, de cât timp veniți în piață? De vreo 25 de ani. Practic, din asta vă întrețineți familia? Exact. E zona de munte și cu asta ne întreținem. Și în afară de afine, ce mai aduceți? Fructe, mere, pere, prune, persici. Vin clienții, cumpără? Sigur că da, vin. Deja văd că v-ați făcut un renume, ca să spun așa, iată, vă caută oamenii din alte zone ale orașului. Da, pe zona de munte și să caută fructele noastre. Doamne, ce veți face cu aceste fructe? Le congelăm deocamdată și după aceea le folosim pe parcursul anului. Cum... Vedem cum în prăjituri, în dat la copilaș, în de toate. Am terminat, doamnă, da? Sigur. Ne vedem mâine. Sigur, la revedere. La revedere. Unii dintre timișoreni au început deja să se gândească la proviziile pentru iarnă și, bineînțeles, spun aceștia, legumele trebuie să fie musai românești din piață.